UPL vă recomandă Minstrel. Am revenit la Agricultura, o șansă pentru România, și vorbim acum despre antreprenor în agricultura 4.0, pentru că, iată, dacă discutăm atât de mult despre reziliența economiei în general și, evident, a sectorului agricol în special, vorbim și despre antreprenoriat. Urmărim un scurt film realizat de Clubul Fermierilor Români cu ocazia programului Antreprenor în Agricultura 4.0, cum vă spuneam, după care ne întoarcem la dezbaterea din studio. Programul Antreprenor în Agricultură 4.0 vine să completeze oferta clubului pentru a sprijini transformarea agriculturii românești într-una modernă, competitivă și rezilientă. Oamenii care astăzi fac parte din prima serie a programului vor duce către ceilalți în comunitățile lor performante informații noi, modele de succes, capacitatea de a mobiliza oameni, resurse, energie pentru a face o agricultură mai puternică, mai rezilientă. Programul Antreprenor în Agricultura 4.0, organizat de Clubul Fermierilor Români, își propune perfecționarea managerială a administratorilor fermelor românești. Prin cunoștințele acumulate în programul Antreprenor în Agricultura 4.0, ne pregătim să aplicăm eficient noile reglementări ale politicii agricole comune. Programul urmărește creșterea competitivității afacerilor prin identificarea și valorificarea oportunităților actuale și viitoare. Astăzi începem o acțiune extraordinară în procesul de transformare a agriculturii românești. O schimbare care să crească și performanțele, dar și grija față de mediu și respectul față de ceilalți membri ai societății. Vom analiza modele de afaceri în domeniul agricol cu scopul consolidării propriei viziuni antreprenoriale. Vom construi un plan de dezvoltare sustenabilă a afacerilor noastre agricole, care să ne permită să păstrăm un echilibru financiar în perioada 2021-2027. Vom realiza un plan de dezvoltare a fermei sub coordonarea specialiștilor programului, cu impact imediat în creșterea performanței afacerii. Vreau să-mi transform afacerea într-un model de business sustenabil. Cei înscriși în programul Antreprenor în Agricultură 4.0 sunt deja niște manageri performanți. Sunt deja niște oameni care și-au probat capacitatea în proiecte complexe, concrete și provocatoare. Ei sunt cei care vor duce mai departe cunoștințele pe care le vor primi aici, înțelegerea diferită a modului în care agricultura trebuie să se transforme, astfel încât să disemineze către ceilalți, către partenerii lor de afaceri, un model de gândire, un model de acțiune și un model de implicare socială în favoarea unui viitor bun al României. Antreprenori în Agricultura 4.0, Florian Ciolacu, ați spus și ați dat câteva repere în acest film, care a absolvit, poate cu ghilimele sau nu, de rigoare, tinerii acest program? Prima serie s-a desfășurat deja, avem 21 de fermieri cu minim 5 ani experiență care au absolvit aceste cursuri. 5 săptămâni au durat, au parcurs 18 module, aproape cumulat 180 de ore de curs, foarte aplicat, cu studii de caz, cu teme extrem de concret identificate, cu niște livrabile pe care acești antreprenori le-au dezvoltat și le-au gândit împreună cu mentori, cu consultanți de afaceri puși la dispoziție de program pentru un plan de dezvoltare personal și un plan de dezvoltare a afacerilor. Deja un efect măsurabil l-am identificat cu câteva zile în urmă, când acești absolvenți ai primei serii s-au întâlnit la câțiva kilometri de București, la Comana, pentru adunându-se din toată țara pentru a face un schimb de bune practici și de greșeli pe care să le evite.
prin vizitarea a trei ferme, a fermelor, a trei dintre colegii lor, și se vor muta prin țară. Deci e o rețea care s-a creat, e o expertiză care se transferă, este o comunicare pe care au stabilit-o cu lectorii lor, și domnul profesor a fost unul dintre lectori, este un acces la informații procesate pe care ei acum îl au. Programul repornește în toamnă, două serii vor fi în toamnă, 50 de cursanți. El va fi structurat după un model similar, același tip de participanți. Probabil că temele cuprinse în program, în curricula stabilită, vor fi adaptate schimbărilor pe care le-am identificat pe parcursul primei serii. Ca să facem sigur, pe plac și domnului Degeanschi, să introducem și biomasa, nu? Câteva elemente de biomasă să discutăm, nu? În antreprenoriat. Nu știu, domnule, Alex, ce zice? Să spui, el a fost unul dintre cursanți. Aha, acum va fi... Am fost unul dintre cursanți și, într-adevăr, ascultam pe Florian, care este un diplomat de săvârșit, și vreau să spun că la urmă trebuie să-l corectez, totuși că cel mai mare câștig al nostru, al fermierilor, al participanților la acest curs au fost legăturile interumane pe care le-am dezvoltat. Pentru că în momentul în care am pășit în București în 7 decembrie, dacă nu mă înșel, 2021, am fost înconjurat de 21 de stăpâni. Când am plecat în 4 martie, am plecat verificând 21 de prieteni. Acesta este adevăratul câștig al unor astfel de cursuri și pare nespus de rău că am putut participa, dar vă asigur că unul dintre cele mai bune grupuri pe care le-am în momentul actual de a-mi scăpi cu prieteni, colegi și fermieri, acela al antreprenorului. Da, bun, mi-a plăcut, e frumoasă ideea, nu? Ați plecat cu un grup de prieteni cu aceleași preocupări, în principiu, tot tineri fermieri, tineri antreprenori în acest domeniu. Doamna profesor, am reținut așa din ce am văzut mai devreme, plan de afaceri, model de business sustenabil, echilibru financiar, deci toate aceste lucruri au fost preocupări în cadrul acestui. Haideți să numim curs practic, cum să-l numim? Să-l numim un exercițiu extraordinar de interesant, pentru că am avut șansa să lucrez cu oameni care au afaceri profitabile. Și atunci să le deschizi interesul și apetitul pentru o informație dincolo de faptul că dumnealor deja au performat, a fost o provocare. Dar a fost o provocare extraordinară tocmai pentru ceea ce a zis Alex, pentru că am putut să facem un benchmarking în primul rând, am putut să facem niște transferuri de cunoaștere și de competențe dintr-o fermă într-alta, dintr-o regiune de dezvoltare în alta, dintr-un județ în altul, fiecare fermă și fiecare regiune cu specificul ei și cu condițiile sale de să zic, pretabilitate la un tip de activitate agricolă sau nu. Dar apoi, au fost rolul meu, mai special, pentru au că fost erau cu totul special. Știau din practică multe lucruri, da. Au fost pentru că performează și pentru că sunt fermieri cu experiență, nu exact. Sunt novici. Da, nu sunt novici în această activitate, dar antreprenorul trebuie prețuit și ideea a plecat de la această, sau ideea de bază a fost aceasta, să le dăm și mai multe competențe pentru managementul afacerii, pentru gestionarea afacerii în contextul acesta destul de chinuit în care dumnealor evoluează. Contextul geopolitic, schimbările, volatilitatea prețurilor. Au finalizat cel puțin întâlnirile la care eu am participat și multe dintre activitățile de mentorat s-au finalizat cu elaborarea unui proiect de dezvoltare a propriilor ferme. Și aici a fost foarte util exercițiul acesta de discuții între fermieri și consultanții care au fost puși la dispoziția programului, pentru că au fost răspunsuri
răspunsuri personalizate pentru fiecare afacere, pentru fiecare idee de dezvoltare afacerii deci în parte. Deci a fost mai degrabă o zonă de consultanță, aș numi, o mai puțin poate de curs, hai să spunem, universitar. Să da, așa, și da? Deopotrivă a fost sau... și o expunere la o informație nouă și la un alt nivel de, de utilitate pentru, pentru fermă. Antreprenori în Agricultura 4.0, un program care va reîncepe, spunea Florian Ciolacu, în această toamnă, dar lucrurile nu se opresc aici. Aveți săptămâna viitoare, chiar Florian Ciolacu, încă un proiect extrem de interesant, se adresează tinerilor lideri din sectorul agricol, nu? Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o remarcă amuzantă vis-a-vis de cursul antreprenor. A fost un interes special vis-a-vis de o anumită temă și un anumit modul din curiculă care poate să fie privit marginal vis-a-vis de interesul pe care acești oameni de afaceri foarte activi îl au față de managementul integrat al fermelor, de comerțul cu cereale, de și anume un curs legat de înțelegerea însușirii și folosirii în negociere pentru creșterea puterii a unor elemente de fizionomie, comportament și tonalitatea vocii. Este și prietenia legată între ei le-a permis să se deschidă astfel încât ei au devenit subiecții fiecare pentru ceilalți în această analiză și cred că e un câștig. Iar acest curs nu se numește perfecționare, managementul fermei, ci este un antreprenor la un nivel pe care îl țintim pentru transformarea agriculturii, iar ei, Alex, colegii lui, sunt cei care vor face transformarea asta ca lideri. Și pentru că am folosit cuvântul lideri, da, săptămâna viitoare e conferința națională a programului Tineri Lideri pentru Viitorul Agriculturii, 10 mai. Toți cei care au parcurs programele de formare ale clubului, invitați din fiecare regiune a țării, invitați din fermieri, invitați din România, din zona guvernamentală, ministrul agriculturii, ministrul educației, ministrul mediului, reprezentanți de la Bruxelles, secretarul general al ELO, președintele Consiliului European al Tinerilor Fermieri vor fi prezenți într-o sesiune care să pună în dezbatere care va fi chiar de postul dumneavoastră de televiziune difuzată permanent și integral, va pune la dispoziția celor care vor urmări înțelegerea problemei tinerilor în agricultură un set de informații care fac unicitatea acestui program care se numește Tineri Lideri pentru Agricultură, unicitate prin faptul că în mod integrat tinerii înrolați în acest program sunt pregătiți și pentru a asigura continuitatea în fermă, pentru a asigura succesiunea care este asociată unui risc de pierderea competitivității, este clar. Al doilea element, a doua dimensiune este de a valorifica abilitățile și deschiderea acestor tineri ca vectori ai dezvoltării tehnologice și schimbării de model de management și a treia dimensiune integrată în modelul ăsta de formare este cea a determinării acestor tineri să-i activeze și pe alții și să se implice în dezvoltarea comunității, astfel încât în jurul lor, în jurul unor modele de succes, în jurul unor experiențe reușite și prin transfer să dăruiască celorlalți, să comunitatea să crească și comunitatea rurală să își împlinească potențialul acesta. 10 mai, conferința clubului Tineri Lideri direct și la AgroTV, să spunem, vom transmite, postul de televiziune AgroTV va transmite această conferință. Alexander Degeanschi, merg din nou către dumneavoastră și mă duc tot spre zona aceasta de practică a fermierilor și v-aș ruga să ne mai întoarcem un pic la biomasă. Spuneați că
sau mă rog, ați avut câteva cifre, ați dat și câteva exemple cum poate fi ea folosită sau această cultură energetică, cum poate fi utilizată. Dați-le, vă rog, o recomandare celor care doresc să înceapă să facă astfel de culturi. Ce ar trebui să știe într-un moment de început, așa cum ați fost și dumneavoastră la un moment dat, nu? În primul rând, trebuie să identifice zonele problematice din cadrul fermelor, pentru că dacă ne luăm după productivitățile medii ale unei ferme și analizăm mai atent, vom vedea întotdeauna că avem extreme. Avem terenuri foarte bune, avem terenuri foarte slabe și avem medii. Trebuie să alegem cu atenție acele zone care fac ca media să ne coboare și, în speță, în partea aceasta de vest a României, aceste terenuri sunt cele care au păltiri, care au stagnări de apă sau terenuri sărăturate. Pentru că, până la urmă, marea noastră problemă este că avem pretenția ca toate terenurile să le folosim cu producerii fiarelor, ceea ce nu este posibil, pentru că fiecare om are nevoi speciale, așa și plantele. Nu toate terenurile sunt pretabile cu culturilor de cereal, de rapid, de grâu, porumb, floarea, soarele, terenurile. Cum mai de ce am ales și astfel de culturi? Al doilea rând, am ales culturile de biomasă pentru a crește reziliența fermei. Reziliență, dar care se transpune printr-un singur lucru, bani, un cash flow care să ne asigure disponibil de cash pe perioadele critice. În aceste aspecte, grâne de biomasă au trei componente vitale. Partea de mediu, care este reprezentată de absorbția pesticidelor din zona subterană, absorbția excepțelor de fertilizanți. După aceea avem partea de biodiversitate. După care avem partea de restructurare și regenerare a solurilor, pentru că aceste culturi de masă rezultată trebuie cantități impresionante de materie organică. Avem partea economică, care aduce un beneficiu public de mare fermelor, și avem partea de dezvoltare rurală, care este reprezentată prin asigurarea perpetuă a unei forțe de muncă locale, de cele mai multe ori, în aceste culturi energetice. Pentru că, dacă vorbim de culturi energetice, avem nevoie de forță de muncă de la plantat până la recoltat, procesat, muncit. Pe când în centrale eoliene sau solare, avem nevoie de forță de muncă la implementare și nu mai avem nevoie de forță de muncă în exploatare. Bun, acesta este, să spunem, cadrul cu câteva elemente foarte concrete pe care l-ați prezentat. Eu cred că un punct de plecare ați creonat pentru cei care doresc să înceapă această activitate și, cum a spus, ea poate fi complementară cu marea producție de vegetală. Mulțumim! Am dorit doar să mai avem câteva minute și să tragem câteva concluzii și v-aș ruga, doamna profesor, această interesantă combinație, acest studiu privind biomasa, care este la început în România, așa cum a spus, dar iată cu inițiativele clubului care privesc tinerii, lideri și antreprenoriatul. Concluzia studiului și concluzia întregii activități de cercetare este foarte clară. Avantajele sunt atât la nivel microeconomic, la nivelul fiecărei ferme, cât și la nivel macroeconomic. Diversificarea portofoliului de produse pe care o poate da o poate da unui fermier. Această cultură de biomasă îi asigură o mai bună prezență în piață,
o mai mare rigoare, poate, de ce nu, în managementul activităților, pentru că se confruntă cu mai multe situații și atunci managerul, fermierul trebuie să fie riguros cu privire la condițiile de piață și atunci acest grad crescut de profesionalism nu poate decât să se constituie într-un avantaj pentru ferma, pentru ferma lui. Este un avantaj clar financiar. Această diversificare de portofoliu îi asigură mai multe șanse de câștig. Trecând la nivel macroeconomic, mai multe ferme reziliente, mai multe afaceri reziliente, mai mulți fermieri performanți, înseamnă o agricultură și o activitate economică în zona rurală rezilientă, o activitate performantă și, de ce nu, o activitate mult competitivă, pentru că se pot accesa noi piețe, noi condiții de... se creează noi lanțuri de valoare. Din perspectivă economică, din perspectivă socială, am spus deja, se creează noi locuri de muncă și se așează aceste locuri de muncă, se reușește practic prin aceste culturi să se stabilească și să se crească atractivitatea locuirii în mediul rural pentru tineri. Pe un context din acesta de creștere a tendinței de urbanizare, ruralul devine atractiv cu aceste noi condiții de viață. Și apoi este pilonul de mediu, avantajul acesta clar de mediu. Toate aceste culturi de biomasă, toate aceste culturi de plop energetic, de salci energetică, atenție, culturi care nu sunt alergene. Deci noi nu vorbim despre un plop alergen, vorbim despre un plop hibrid, foarte bun pentru ce înseamnă condițiile de viață, de locuire lângă, în proximitatea lui. Toate îmbunătățesc condițiile de viață și calitatea vieții și precizat, impactul de mediu este unul foarte... Am precizat. E nevoie de măsuri de sprijin, arată studiu, la nivelul, eu știu, statului, ar putea să sprijine și statul această dezvoltare. Studiul face această recomandare ca să se considere în politica publică și în zonele de finanțare să se considere această oportunitate de afacere și această modalitate de dezvoltare a zonei rurale, sigur. Bun. În două minute va juca Florian Ciolacu o scurtă concluzie. Bă, ce s-a spus până acum cred că reprezintă cea mai validă concluzie a studiului și acestui demers. Aș spune așa că există resursele pe care natura ni le-a dat. Țara asta e în regim de o treime munte, o treime pădure și o treime câmpie. Este darnică cu noi în a folosi această cultură energetică ca să completăm capacitatea noastră, să întărim capacitatea noastră de a trăi mai bine până la urmă în mediul rural, de a avea un nivel ridicat de viață acolo și fermierii să-și vadă afacerea mai stabilă, mai rezilientă. Există scheme de sprijin financiar din partea Guvernului României, există o nevoie de a crește aceste scheme și de a aloca bani suplimentari, pentru că este cea mai la dispoziție resursa cel mai ușor aproape aflată la dispoziție și nouă fermierilor și guvernanților de a modifica balanța contribuției la balanța energetică a României cu energie regenerabilă. Mulțumesc pentru prezență. Cum spuneam, toată lumea poate câștiga din utilizarea biomasei. Au fost alături de noi astăzi doamna profesor, doamna conferențiară universitară dr. Raluca Ignat de la Facultatea de Economie Agrară, Agroalimentară și a Mediului, Florian Ciolacu, director executiv la Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă și Alexander Degianski. Îi mulțumim și dânsului de la Timișoara Fermier. Eu vă spun ca de obicei, vă invit să rămâneți pe Agro TV. La ora 19 avem știrile Agro TV. Așadar, ne reauzim și ne revedem mâine. Toate cele bune vă dorim!